Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră cu GTA San Andreas Multiplayer. E bine, în acest moment mergem să luăm giftul. Două secunde, o să mă pun și eu aici. Și să vedem ce o să împice de această dată. Chiar sunt curios. Bă, ăștia cum se strecoară cu motocicletele pe aici. Ce ai făcut, mă nene, mă? Urcăm aici ca băieții. Ne punem unde? Aici la pick-up-uri. Și dăm slash get gift. $5,000. Bă, nu e rău. Totuși apreciam niște gold, dar și $5,000 e destul de bine. Și acum haideți să ne întoarcem la mașinuța noastră și să ne plimbăm. Înainte să ne plimbăm, o să trească să mă duc să o repar. Ia să vedem. Wow. Acum observ, e un Cheetah aici. Cheetah-ul e o mașină destul de rară aici pe server. Nu prea am văzut multe Cheetah-uri. Opa, a venit și poliția la Kid Gift. Păi ce ai făcut, mă nene, mă? Oh, Jesus, fuck. Ce lag are individul. Mașina mea nu mai rezistă mult, deci ar fi cazul să mă grăbesc. Cam că o să bubui. Stai prost. A, nu, și-a cerut scuze. Hai că e ok. Adică băiatul a fost cu bun simț, n-a vrut să intre în mine și nici eu n-am vrut să intru în el și chestia asta. Dăm aici enter. Țaca paca, se repară mașina. Doamne ajută. Și acum haideți să vedem ce putem face pe aici. Și cine dracu trăgea din zona asta? Bună întrebare. De altfel nu știu cine trăgea din zona asta. N-am nici cea mai vagă idee. Dar sincer nici nu mă interesează. Hopa, hopa. Mergem cam repede, cred eu. Cam prea repede. Și chiar mă miră faptul că n-am lovit nimic până acum. Până să-l întâlnesc pe papagalul ăsta care s-a oprit în mijlocul drumului. Și ce să facem noi? Băi, nici măcar eu nu știu ce aș putea face în acest episod. Da, chiar n-am nici cea mai vagă idee. Să mă uit, am benzină. Am benzină, ca de obicei am benzină, ok. Asta e surprinzător. Eu de obicei nu am foarte multă benzină, dar acum am super multă. Incredibil, nu? Ok. Trebuie să mă gândesc ce aș putea face în acest episod. Să mă duc să fac jobul. Hai să fac un job ceva, nu? Să facem și noi mai multe chestii în acest episod. Dar să mă gândesc ce job aș putea face. Ok, gata, știu, am o idee bună. Să facem jobul de tracker. Și pentru a ajunge la tracker, trebuie să mergem pe unde? Bă, niciodată nu știu să ajung la jobul de tracker. Opa. Am lovit din nou mașina. Bă, dar mereu lovesc mașina, asta mă enervează maxim. Tot timpul stric mașina. Niciodată nu pot să am și o mașină întreagă, pentru că mereu dau cu ea de toți pereții. Sau mă lovesc tot felul de fraieri și îmi strică mașina. Una din astea două. Opa, avem aici un mesaj. Salut, virgulă, filmez. Oh, vai doamne, de ce mă suni? Ok, și unde să mergem noi? La job. Cea mai bună decizie ever.
Să parchez și o mașină într-un mod corect. Și să vedem. Get job. Ok, da. Mai întâi quit job. Și apoi get job. Gata, boss. Mamă, dar complicat e aici. În fine, sunt eu puturos, nu-i deloc complicat. Slash work. Și luăm și noi un transport la întâmplare. East Los Santos, nu? E mai mult decât perfect. Și până în East Los Santos o să avem ceva de mers, deci o să încerc să mă grăbesc. N-aș vrea să pierd foarte mult timp. Ar fi mare păcat. Foarte mare păcat. Dar în același timp nici nu vreau să fac treaba așa de mântuială, deci totuși trebuie să conducem cu atenție, să nu ne lovim și, știți voi, chestii de genul ăsta. Până în East Los Santos avem de mers. Și uite-l pe ăsta. Ce ai făcut, mă, nene, mă? Ce boală ai? Habar n-am ce boală are individul. Uzi! Ha! Țapă! Ha, ha, ha! Ce malefic sunt! Ăla de ce vine după mine? Ok, să-i răspund și lui băiatul ăsta, dacă tot mi-a dat SMS. Când pot să-i răspund? Băi, mai acest după drumul ăsta o să-i răspund. Ca să nu fiu măgar. Dar el e stresant, adică mi-a mai dat 50.000 de mesaje până acum. În fine, nu 50.000 de mesaje, numai că mă apelează. Și eu niciodată nu răspund la apeluri. Slash re, da, virgulă, filmez. Spune, salut. Ok, da, ne urcăm și noi pe aici. Păi ce ai făcut, mă, nene, mă? Te oprești în mijlocul drumului cu sultanul tău. Ia uitați, v-a salutat și Otelo. Deci un om cu caracter, coloană vertebrală și așa mai departe. Și noi ne îndreptăm spre East Los Santos. Bună întrebare. Unde exact oare trebuie să ajung? Cred că știu unde trebuie să ajung. Cred. Dar nu pot da seama exact. Vom vedea. Chiar vom vedea. Și acum nu să-i mai răspund, pentru că trebuie să fac și alte chestii în afară să răspund la mesaje. Să fim serioși. Țaca-paca. Și o să merg pe aici până în Los Flores. Băi, sper că asta să fie drumul bun. Și da, știu sigur că ăsta e drumul cel bun. Ia să vedem. Whoops. Și o să fac așa. Intru în curte pe aici. Și ta-da, am livrat și acest transport. Acum, haideți să ne întoarcem. Și acum nu știu ce să vă spun, dar mie mi se pare că mi s-a jegărit camionul. Da, categoric e jegos. Am acel Cleo mod numit Enhanced Vehicle Features, parcă așa se numea, nu? Ia să vedem cum se numea. Aha, Improved Vehicle Features. Aia e, tata. Și Improved Vehicle Features adaugă și chestia asta cu jegăritul mașinii. Și anumite mașini se jegăresc, după cum observați și voi.
Camionul e super jegos. Dar, din păcate, nu toate mașinile se jegăresc. Ceea ce nu e neapărat un lucru bun. Dar niciun lucru rău nu e. Și, hai să ne întoarcem cu camionașul. O să trească să ieșim pe aici din oraș. Cine își lasă bicicleta în mijlocul drumului și-o pierde. Pentru că eu lovesc eu cu camion. Și da, aș fi vrut să joc mai mult Sump în perioada asta, dar din păcate n-am avut timp, n-am avut chef și mai bine că n-am jucat. Decât să joc fără chef, mai bine nu joc deloc și în momentul în care am chef să joc, o să joc mai mult și o să fac episoade mai interesante și chestii de genul ăsta. Știți și voi cum e, da? Când n-ai chef, nu faci lucrurile cu drag și mai bine decât să nu le faci cu drag, mai bine nu le faci deloc. Nu știu, părerea. Acum, na, depinde de fiecare om, eu prefer să fac lucrurile ca lumea sau să nu le fac deloc, nu știu. Ăsta e modul meu de a gândi, așa fac întotdeauna și cred că e cel mai bine așa. Și acum mergem să returnăm și camionul și cel mai probabil să încheiem și acest episod aici. Pentru că să zicem că am făcut suficient de multe lucruri. Nu vreau să mă întind nici foarte mult cu aceste episoade cu Sump. O, nebunule, cealapadiule, înțeleg că am greșit eu, dar totuși, pune și tu frână, disperatul pământului. Așa. Păi, ce pot să spun, dragi prieteni? Noi o să ne oprim aici cu acest episod. Sper că v-a plăcut, sper că vi s-a părut interesant. În caz în care v-a plăcut, dați un like. În caz în care nu, de ce nu? Și un dislike este ok. Și noi ne vom revedea cât de curând. O zi cu mai prevedoresc. Bye bye!